Substanțele au fost pulverizate atât în parcurile sibiene, dar și în zonele verzi din cartierele de blocuri. Municipalitatea îi roagă pe sibieni să evite aceste zone atunci când se efectuează pulverizarea. Valoarea contractelor încheiate pentru dezinsecție și pentru pulverizarea substanței împotriva căpușelor în toate zonele verzi din oraș se ridică la 126.200 lei plus TVA. În paralel cu acțiunea de dezinsecție, Serviciul Parcuri și Zone Verzi lucrează la cosirea continuă a ierbii din parcuri și zone verzi pentru ca vegetația să fie cât mai scurtă ca înălțime. Noi ne-am pregătit încă de la începutul anului, fiindcă am avut experiența din vara trecută și a fost nevoie de o pregătire destul de amplă. Dacă ați observat, poate că am reușit să ținem vegetația scurtă, inclusiv în zone de grădinițe, de școli, lucrare care depășește cu mult amploarea lucrărilor similare din alți ani, când acolo unde nu este chiar parc foarte sofisticat, am trimis cosașii de două ori pe an. Acum vom încerca să ținem vegetația chiar foarte scurtă, iar intervenția chimică a fost de asemenea pregătită, fiindcă specialiștii m-au asigurat că ajută. Vom vedea cât de mult ajută. Dar nu am dorit să fim nepregătiți și până la urmă sper să avem rezultate bune și de asemenea sper să fie și sibienii mulțumiți că se ocupă cineva de această chestiune.